Situația epidemiologică în județul Mehedin se schimbă de la o oră la alta. Numărul cazurilor de COVID-19 crește îngrijorător. 18 mehedințeni au fost confirmați pozitiv de ieri până astăzi. Totodată, în acest moment, sunt internate 82 de persoane, din care 13 se află la secția de terapie intensivă. Situația se înrăutățește în Mehedinți. De sâmbătă până ieri, 53 de persoane au fost infectate cu coronavirus la nivelul județului, iar în ultimele 24 de ore, 18 mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Totodată, în prezent, 104 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de azi, 12 octombrie, este următoarea. 459 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 82 persoane se află internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 104 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. Izolarea domiciliu s-a făcut conform recomandărilor medicului infecționist care a efectuat consultul de specialitate și, în continuare, sunt monitorizați de către medicii de familie. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 1593 persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 18 cazuri de îmbolnăviri. De asemenea, tot de la începutul epidemiei au decedat 80 de persoane. Numărul celor infectați pozitiv în această săptămână arată o creștere semnificativă în județul Mehedinți. Datele menționate sunt într-o continuă dinamică și se pot schimba de la o oră la alta.